God, that way we can worship. Și atunci Aaron, and then Aaron a zis, ok, faceți ce vreți. He said, okay, you do whatever you want. Și atunci s-au pus și au făcut un vițel vizibil. And then they did God, God. That they worship. Care este învățătura de aici? What is the teaching from here? Totdeauna oamenii firești, oamenii carnali care trăiesc în fire, care trăiesc în carne, the people that live in flesh, vorbeau Dumnezeu vizibil la care să se închine. Want a God that is visible, which they can worship. Dar oamenii al lui Dumnezeu plin de Duhul Sfânt. But the people that are God's people and are filled with the Holy Spirit. Vor trăi prin credință. They live through faith. Vor trăi prin ochii credinței. They will live through the eyes of faith. Și vor îndrăzni să meargă înainte. And they will have the courage to go ahead. Să urce în locul de sus. And to go where Moses went. Să urce pe munte. And to go where Moses went. Să urce în prezența Domnului. To go in the presence of the Lord. Și îl vor vedea pe Dumnezeu. And they will see God. Amin? Amin. Eu cred că această generație, I believe that this generation, îl vor vedea pe Dumnezeu. They will see God. Biserica din Australia. The church from Australia. Ascultă ce spune Domnul în această zi. Listen what the Lord says. Prin Duhul Sfânt. The Holy Spirit. Mă vei vedea pe mine, spune Domnul. You will see me, says the Lord. Eu sunt cel care voi împlini cuvântul meu cu voi. I am the one that will share my word with you. A fost un cuvânt profetic rostit peste Australia. There was a prophetic word said upon Australia. Fratele pastor s-a rugat la început și mi-a prins bine. At the beginning. Săptămâna trecută am citit despre acest cuvânt profetic. Last week I read about this prophetic word. Și a fost cuvânt profetic peste Australia în 1606. Word of Australia 1600. Când Australia nu era împodobită, cu construcții, cu oameni, with people or constructions, când doar era o natură plină de viață aici, frumoasă, împodobită de Creatorul, dar care aștepta ca creația lui Dumnezeu să vină și să se mulțească aici pe pământ. But which waited. Ca mai apoi Duhul lui Dumnezeu să vină să umple. Creation of the Lord to be fulfilled on this earth and then the Lord to fulfill it. Iată că acesta este timpul. This is the time. Ca acest cuvânt profetic să se împlinească. For this prophetic word to come to pass. Amen. 400 de ani. There are 400 years. De când acest cuvânt a fost rostit. That this prophetic word was. Uitați-vă cuvântul lui Dumnezeu. Look upon God's word. 400, numărul 400 are o simbolistică foarte mare. 400 has a symbolic